pilonii ăștia așa, chiar așa se prezintă pe Transfăgărășan. Mamă, aici zici că văd marea, uitați-vă cum se vede, ești nebun. Wow, asta chiar e mișto. Ok, asta chiar îmi dă vibe de Transfăgărășan. Salut, tuturor, eu sunt Andrei și bine au revenit la un episod de această dată. Suntem pe Transfăgărășan. Nu uitați, dați vă acolo pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți episoade de Euro Truck Simulator 2 pe viitor. Suntem pe harta României, pe Transfăgărășan. Deși Transfăgărășan încă nu a apărut oficial pe harta României, ceva e putere de la mijloc, ok? Bine, guys, am primit o hartă de la un abonat care a modificat harta de la SCS. El a făcut efectiv Transfăgărășanul, așa că rămâne de văzut să vedem cât de bine l-a făcut. Harta modificată de el se prezintă cam așa, vedeți, este cam aceeași hartă, numai că este un pic modificată. Vedeți, a apărut Transfăgărășanul pe aici, a apărut traseul Brașov-București, a modificat puțin și pe aici la București, a modificat și la fabrica Dacia, avem Suceava, avem Botoșani, s-a mai modificat niște mici chestii pe aici. Haideți să nu mai stăm la discuții și să-i dăm direct drumul la treabă, să o băgăm în întâia și să pornim camionul, că deja stăm de prea mult timp degeaba. Lasă-mă și pe mine, te rog eu mult, să mă bag. Trăiască ție, m-a lăsat. E de treabă. Haide, îi dăm tare răbdător. Nu am foarte multe așteptări de la harta asta, pentru că harta este încă în beta, adică nu toate chestiile sunt gata. Nu ăsta o să fie traseul final pe care îl vedeți acum de pe Transfăgărășan, dar mie mi s-a părut o hartă, e destul de interesantă și am zis să vă arăt, pentru că este prima dată când conduc pe Transfăgărășan în Eurotrack, pentru că pe nicio hartă nu există Transfăgărășanul. Hai să băgăm și noi în a noua. Mamă, dar ce greu. Suntem în pantă aici, e cam nașpa situația. Bă, de vreodată, e așa pantă aici? Așa pantă aici, mă? Sau ce n-ai văd de merge așa încet? Ne uitați-vă cât de greu urcă. Băgăm una cincea. Trage tare, frate, acolo. Rămâne de văzut să vedem cât de bine a reușit să facă abonatul acesta harta, dacă s-a descurcat destul de bine sau mai trebuie să mai muncească. Bine, de muncit oricum mai trebuie să mai muncească la hartă. Harta încă nu are o versiune finală, de-aia nici nu o să puteți să descărcați harta aceasta. De-aia fac și clipul ăsta doar ca să vă prezint și poate peste câteva luni o să vă prezint. Olo, dar ce mergem așa, bă? Bă, s-a terminat, trebuie să bag întâia. Bă! A făcut cam abrupt Transfăgărășanul ăsta, nu știu cum să vă zic. L-a făcut cam abrupt pentru un camion, se pare. Parcă-ți dă așa un mic vibe de Transfăgărășan, ziceți voi. Vedeți, încolo nu este terminată harta, încolo ar trebui să fie Sibiul. Noi venim acum dinspre Sibiu și ne îndreptăm spre Pitești, Curtea de Argeș. Ideea e, mamă, ce coadă s-a făcut în spatele nostru, voi vedeți. Ioi, mamă, aulu. Curbă, 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 iau ușor. Guys, vreau să spuneți în comentarii la acest clip dacă vreți sau nu să vedeți un episod următor la această hartă, când harta va fi gata. Să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să vedeți un review la harta aceasta când va fi gata prima versiune, pentru că momentan este în beta și încă nu este gata. Dar mie îmi place că există Transfăgărășanul. Mai pe scurt, harta asta este... Mai pe scurt, harta asta este o îmbunătățire a hărții de la SCS. Mici îmbunătățiri pe acolo, pe aici, colo. Cu mici îmbunătățiri pe aici, colo. Cum ar veni Transfăgărășanul, cum ar veni Bucureștiul. Le-ați văzut, adineaua, vi l-am arătat pe hartă. Sunt momentan niște mici modificări. Uite, spre exemplu, pe harta asta există Valea Prahovei. Există de la Brașov până la București. O să existe și A3-ul, autostrada din la București până la Ploiești. O să existe și treburile astea care pe harta de la SCS nu există, deși sunt niște drumuri destul de importante, după părerea mea. Ok, eu cred că o să las remorca asta aici. Abort la misiune, lăsăm remorca aici că nu se mai poate. Gata, guys, ne-am lăsat remorca în spate. Nu avem nevoie de remorca că deja am să trac din ce ne mișcam. Nu se mai putea. Mamă, dar ce trafic aici pe Transfăgărășan. Bă, sincer, în prin sezon chiar se face trafic și pe Transfăgărășan, destul de mare. Mai ales acolo când te întrezi spre Bâlea Lac, e full acolo, e full. Aici undeva ar trebui să fie Bâlea Lac, dar aparent nu a reușit să facă omul nostru Bâlea Lacul. Dar avem o priveliște destul de frumoasă la dreapta aici cu Transfăgărășanul. Mamă, chiar e o grămadă de coadă. Și remorca noastră, uitați-vă acolo cum a rămas. Până acum drumul ăsta nu mi-a dat un vibe așa de mult de Transfăgărășan. Rămâne de văzut dacă îmi va schimba părerea. Dar momentan drumul de ăsta mai văzut este un drum asemănător și în Elveția, pe harta de la SCS. Este de la Zurich,
până la Milano, este un drum acolo montan, am mai mers făcut un convoi cu abonații, uite, treaba asta spre exemplu. Și cu drumul ăsta în vârf de munte, care în mod normal nu există în România. Pentru că am fost pe aici, pe Transfăgărășan, și drumul ăsta nu există chiar așa. Drumul ăsta nu prea există, adică fix când ajungi sus, este nebunia aia cu tarabe, este bulea lac și după aceea vine tunelul, știi? Opa, primul tunel. Ia uite, primul tunel pe care îl avem. Deci avem tunele, e bine de știut că avem tunele. Super bine, super, super bine. Ok. Ia uite, un loc după pas acolo. Oh, bun venit la Transfăgărășan. Abia acum începe Transfăgărășanul, mi-am luat țeapă. Ia uite frate, bă, tunelele astea chiar așa arată. Adică gen cu treburile astea așa, pilonii ăștia așa, chiar așa se prezintă pe Transfăgărășan. Mama, aici zici că văd marea. Uitați-vă cum se vede, ești nebun. Wow, asta chiar e mișto. Ok, asta chiar îmi dă vibe de Transfăgărășan. Tunelele astea chiar îți dau vibe de Transfăgărășan. Sunt chiar exact cum sunt pe Transfăgărășan. S-a descurcat la treaba asta. Mamă, dar aici la vale, cât am la oră, mă? Că deja încep să cam prind viteză, 105 la oră și nici măcar n-am accelerez. Nici n-am mai accelerat-o. Ce mai va caută sens ăsta giratoriu aici, întrebarea mea este. Nu prea știu ce să zic, că nu am văzut niciun sens giratoriu de genul pe Transfăgărășan. De câte știu eu, este făcut și curtea de Argeș. Nu chiar foarte mult, dar este făcută și acolo. Mamă, uite cum se vede aici în sus. Mamă, ce stânci. Lol. Bă, e mișto așa să conduci pe aici. Chiar e mișto. Nu seamănă identic cum ar trebui să semene în normal o hartă de Transfăgărășan, dar merge. Hai să depășim și noi așa mai mâr la noi și hai să băgăm și noi ca să accelerăm, că eu depășesc în curbă. Gata. Mamă, ce păr pe aici, nebun. Bă, e catering, sincer, drumul ăsta. E drăguț că măcar s-a trezit să facă cineva o hartă cu Transfăgărășanul. Chiar voiam. Deci chiar voiam să fie traseul ăsta făcut odată, pentru că am ajuns în 2020 și drumul ăsta așa de minunat încă nu a apărut în Eurotrack. Trebuia să fie adăugat, frate. Bă, cam abandonat pe aici, fără vietăți, fără nimic. Da, cred că cam ăsta a fost Transfăgărășanul. Să spuneți în comentarii dacă vreți să facem un al doilea episod pe această hartă când va fi îmbunătățit traseul. Ia să vedem, curtea de Argeș? Curtea de Argeș, uite mă, curtea de Argeș, dar nu cred că așa arată curtea de Argeș, nope. Nu așa se prezintă curtea de Argeș, cu siguranță. Ia uite-l pe ăsta, cu trașcaleta. A, și gata curtea de Argeș? Bă, ca să fie pus acolo în principal, dar na. Ce să ce și tu acum? De câte știu eu, lucrează decât un om la harta asta, așa că e ok, e ok, chiar e ok pentru un singur om la harta asta. Ok, drumul ăla nu știu unde te duce încolo. Nu știu ce era cu drumul ăla, uite că mai e un drum în față, la fel. Dăm aici semnal dreapta. A, uite, București, A1. What? Am dat în A1? What? Deja am ajuns la autostradă? Am ajuns deja la autostradă. Ia uite, m-am făcut deja autostradă. Ia, că a luat foc ceva acolo. What? A, că am luat foc pe aici. S-a terminat șmecheria, băi. Vă zic că s-a cam terminat șmecheria. Cred că ar fi o idee destul de bună să analizăm cum este făcut aici, că din câte am văzut mai este schimbat. Hai să coborâm de pe autostradă, pentru că am văzut că s-a schimbat puțin aici situația și la Pitești. Am văzut. Am mai creat câteva drumuri. Benzineria asta probabil ați recunoscută de pe live-urile noastre, unde am mai făcut. O, uite, Transfăgărășan. Semn cu Transfăgărășan, drumul național 7C. Uite, și aici mai e un drum, că drumul ăsta nu era până acum, care te duce în Pitești. Uite, și cu semn de Argeș. Sau putem să facem aici stânga, că văd că mai e încă un drum aici. Nu știu unde ne duce drumul ăsta, dar la fel drumul ăsta nu exista până acum. Aici e un mall, mall normal, la Pitești aici. Și aparent, uite, mall-ul e făcut. Poți să-l ocolești măcar aici pe harta asta. Și drumul ăsta la fel către Bran. Ia uite, există stradă aici. Ia uite, și poți să iei pe strada asta. Ce tare, frate. Vezi, așa trebuie să fie făcut și pe harta de la SCS.
cât mai multe posibilități să te plimbi, frate. Dacă ai chef să te plimbi, plimbă-te, frate. Ia uite, m-am dus la mama aia acasă. Ia uite ce e aici. Unde n-ai, v-am ajuns, nu mai eu știu. Oh, bolo, ce... ce strâmb e pe aici, uite, și pot drumul ăla la fel, nu știu pe unde se duce. Da, guys, cred că cam atât vă scoate acest clip, am ajuns și pe drumul ăsta de țară care este paralel cu autostrada. Nu uitați, dați pe acolo pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți episodul de Eurotrack pe viitor. Și nu uitați să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să vedeți sau nu episodul 2 din această hartă, când o versiune nouă o să iasă, poate chiar versiunea completă, când totul va fi gata. Nu uitați, dacă sunteți noi, dați pe acolo pe butonul de subscribe și să apăsați pe clopoțel. Dați un follow și pe Instagram ca să fiți la curent și ne auzim data viitoare. Ciao, guys!